ce n-ați făcut ședința, domnule Roșcanu? Am dorit foarte mult ca toate procedurile să fie în regulă și să nu fie nici cea mai mică urmă de îndoială în legătură cu corectitudinea votului de aici. Și normal a fost să cedăm vicepreședinților care să conducă ședința și în același timp să nu se pornească de la ideea că prin tot felul de artificii procedurale s-ar putea împiedica dezvoltarea în mod normal a votului. Așa că am făcut-o cu inima întreagă. De asemenea, vreau să vă spun că am participat la numărarea voturilor, am semnat procesul verbal și acest gest dovedește seriozitatea cu care am abordat această problemă pentru a asigura legitimitatea votului în Parlament. Legitimitatea nu ar fi fost asigurată și cu dumneavoastră conducând această ședință în calitate de președinte al Senatului? Da, dar normal ar fi fost să fie totuși cei care... Toată lumea are încredere că nu există niciun fel de probleme procedurale care să poată să creeze obstacole la... Dar ce fel de obstacole ar fi fost create prin prezența dumneavoastră ca președinte al ședinței? Prima, știu, spun foarte simplu, este că numărul celor care erau în sală când s-a făcut apelul era mai mic decât cu quorumul și asta ar fi trebuit să evităm și am evitat.